haideți să vă spun astăzi ceva care m-a marcat și poate vă va marca și pe voi, sau cel puțin veți prețui altfel și veți vedea altfel lucrurile. În această săptămână, sau mai bine zis la sfârșit de săptămână, am ascultat istoria unei femei, ea însă își povestește, despre cum crește o fetiță cu sindromul Down, o fetiță a cărei față spui că e cerul senin, iar ea la rândul ei este diagnosticată cu cancer stadiu 3, este singură, crește această fetiță singură de mică, ea la rândul ei fiind de la casa de copii. Mi-a mai povestit că a găsit până la urmă părinții, însă nu au primit-o nici la pragul casei, ci au insultat-o și au trimis-o de unde a venit. Dar am ascultat ceva interesant de la ea, și anume faptul că se roagă de fiecare dată, și nu vin cu religia acum, nu, dar ea se roagă de fiecare dată anume așa: cum învață-mă, Doamne, cum să trăiesc? Este o istorie reală din Chișinău, a unei femei. Și când i-am auzit istoria și când i-am auzit rugăciunea "Învață-mă, Doamne, cum să trăiesc", ea cancer stadiu 3 și fetița sindromul Down, și atunci când ea zice "Învață-mă cum să trăiesc", este, ea are în vedere că vrea să ajungă cât de cât copilul ei la maturitate, niciodată nu a renunțat la ea și nu vrea ca copilul ei să rămână pe străzi. Și m-a marcat această istorie reală din simplu motiv că noi suntem atât de nemulțumitori de ce avem. Avem mâini, avem picioare, avem sănătate, avem ochi, putem vorbi, putem auzi, putem umbla, putem să ne bucurăm și nu ne bucurăm. Suntem nemulțumitori, mai tot timpul ceva nu ne ajunge. Oameni buni, uitați-vă la voi, uitați-vă la copiii voștri fericiți și sănătoși. Ce nu le ajunge? Le ajunge totul. Și vouă la fel. Trăiți și bucurați-vă, mulțumiți Domnului pentru ce aveți. Că aveți mâini și puteți cuprinde copilul, că aveți picioare și puteți merge la muncă, aveți ochi cu care puteți vedea atâtea culori frumoase. De ce alegem să vedem culorile gri din această viață? Avem auz. De ce hotărâm să ascultăm doar prostiile lumii? Avem vorbire, avem grai. De ce alegem să vorbim doar prostii? De ce nu alegem să spunem o vorbă bună cu acest dar primit de la Dumnezeu? Nu vreau să fac religie, dar unicul singur este Dumnezeu, care ne dăruiește în fiecare zi aceste lucruri. Și dacă dimineața te trezești și te pornești la lucru ca și cum așa ar fi trebuit, păi uite că sunt oameni care dimineața nu se mai trezesc. Sunt oameni care dimineața nu mai ajung și sunt oameni dimineața care nu își mai pot cuprinde copiii, pentru că nu sunt. De aceea, prețuiți ce aveți. Prețuiți-vă sănătatea și renunțați la anumite vicii pe care sunteți legați. De care sunteți legați? Lepădați-le de la voi. Prețuiți-vă membrele. Prețuiți-vă copiii. Prețuiți-vă și mulțumiți, fiți mulțumitori de lucrurile acestea. Celelalte sunt nimic. Dacă nu ai sănătate, celelalte nu mai contează. La ce folos ție bolidul de lux dacă tu ești lipit de pat? La ce folos? La ce folos ție ții tu taurul de pe pământ dacă copilul tău e bolnav și aurul nu îl poate ajuta? Spune-mi, la ce folos? De aceea, oameni buni, fiți mulțumitori de ce aveți, bucurați-vă de ce aveți și nu uitați să mulțumiți că sunteți sănătoși. Mulțumiți că aveți copii sănătoși, că aveți părinți sănătoși și la rândul vostru puteți
puteți să vă treziți dimineața și să mergeți la muncă sau la școală sau oriunde plecați voi. Fiți mulțumitori. Dobândiți acest dar. Învățați-vă să fiți fericiți din lucrurile mărunte.